Salut! Sunt Andrei și sunt student la OSAML. Astăzi vă voi duce la bibliotecă. Înainte de toate, trebuie să ne dezinfectăm. Este foarte important să ne gândim la noi și la cei din jur. Biblioteca Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad este situată în incinta clădirii principale și deservește atât studenți, cadre didactice, cercetători, precum și utilizatori externi. Aici găsiți peste 100.000 de volume pentru toate specializările universității. Pe o suprafață totală de 1350 de metri pătrați și este dispusă pe 4 nivele. Parterul găzduiește cea mai mare sală de lectură a bibliotecii destinate publicațiilor românești și străine de specialitate, având un număr de 115 locuri și 7 computere. La demisol se află stocat întregul fond de publicații al bibliotecii, precum și serviciul relații cu public. La etajul 1 se află sala de lectură Rotunda 2, care cuprinde colecțiile de publicații periodice românești și străine în acces liber la RAM. Sala media, situată la etajul 2, oferă un număr de 48 de locuri și 32 de computere. Utilizatorii pot accesa aici bazele de date ale bibliotecii, precum și toate resursele electronice și online. În concluzie, îți recomand să vii la bibliotecă, pentru că aici vei găsi ceea ce nu găsești nici acasă, nici în camera de cămin, nici pe internet. Vei găsi toate informațiile necesare pentru a putea ajunge un inginer adevărat.